Bine, ne revedem la o nouă conferință de presă cu principalele activități din această perioadă. Am să încep cu câteva lucruri care au fost discutate inclusiv ieri în ședința de Consiliu Local și, bineînțeles, voi începe cu tarifele, solicitarea de majorare a tarifelor la serviciile de apă și canal, unde așa cum am spus și în cadrul ședinței de plen, nu putem accepta o majorare a tarifelor în acest moment, având în vedere modul în care sunt furnizate serviciile și totodată modul în care este respectat planul investițional de către compania APASER. Repet încă o dată, nu spun că principial nu este un procedeu corect, dar în acest context este absolut imposibil să acceptăm această, să accept această majorare și un bir în plus pentru romașcani, atât timp cât sunt momente în care în Roman nu este apă. Bineînțeles, mă bucur că grupul consilierilor PNL au intervenit în cadrul ședinței pentru acest proiect cu un amendament care venea să clarifice aspectul și faptul că suntem împotriva acestei majorări, având în vedere că, așa cum ați observat, proiectul de hotărâre a fost promovat de către inițiator oarecum ambigu. Și am dorit să spunem foarte clar că suntem împotriva acestor majorări. Am rămas surprins să văd că acest amendament nu a trecut și pot să-mi pun întrebarea că a fost vreun motiv sau nu știu de ce nu au fost ceilalți reprezentanți ai Consiliului Local de acord cu această propunere pentru a ne exprima fără echivoc că suntem împotrivă la aceste majorări. Dar în final, proiectul și în varianta inițială nu a fost validat de Consiliul Local. În acest fel urmează să se întocmească un nou proiect de hotărâre și să fie promovat într-o viitoare ședință de Consiliul Local, așa cum solicită reprezentanții ADI Aqua Neamț. Dar un alt lucru important pe care l-am promovat ieri în ședința de Consiliu Local, în zona infrastructurii de apă și canal în municipiul Roman. E vorba de o parte din investiții de care municipiul Roman are nevoie și mă refer aici la sume care depășesc 3 milioane, aproape 3 milioane 500 de mii de lei, obiective de investiție pe care le-am propus a se efectua în perioada următoare, având în vedere, așa cum am spus, că planul investițional al companiei este inexistent, iar municipiul nostru are nevoie de infrastructură și nu numai de infrastructură de apă și canal, pentru că unul din proiectele pe care le-am propus este înlocuirea rețelei de apă pe strada Mihai Eminescu. De ce? Pentru că noi vrem să reparăm această stradă, dar evident că nu putem face intervenția atât timp cât rețeaua de apă nu este schimbată. Datorită faptului că acest lucru nu-l face și nu-l asumă în această perioadă compania, evident că suntem nevoiți să facem noi acest lucru alături de alte lucruri și investiții importante. Și am să mă refer la propunerile pe care le-am făcut în Consiliul Local și care au fost aprobate. Și vorba de înlocuirea rețelei de apă în strada Mihai Eminescu, o lucrare estimată la 452.000 de lei. Reabilitarea stației de pompare ape uzate în sensul giratoriu din zona Favorit, lucrare estimată la 476.000 de lei. Vreau să spun câteva lucruri legate de această stație de pompare din zona Favorit. Știm cu toții că în acea zonă joasă a orașului, în momentul când sunt ploi torențiale,
se adună o cantitate foarte mare de apă pe care această instalație de pompare nu o poate prelua și transmite mai departe în stația de epurare. De aceea este nevoie urgentă de intervenție și de modernizare a acestei stații de pompare, iar în paralel cu această investiție, noi deja am demarat la nivelul primăriei un proiect pentru o nouă rețea de preluare a apei pluviale în zona Vlad Țepeș, în zona Suceava, în sensul giratoriu, în zona fostei băi comunale, pentru a prelua apa pluvială și a o transmite printr-o rețea separată prin deversorul natural, doar apa pluvială. De aceea aceste lucrări și investiții sunt absolut necesare în perioada imediat următoare. O altă investiție tot în această sferă este propusă reabilitarea stației de pompare ape uzate numărul 3 din strada Petru Rareș, o investiție estimată la 344.000 de lei, la fel cu aceeași problemă de preluare și de retransmitere ape uzate. Reabilitarea stației de pompare ape uzate numărul 4 din strandul municipal, în zona parcării și intrării în strand, în zona ANL, 459.000 de lei. La fel, o lucrare absolut importantă care vine la fel cu o completare similară ca în zona Vlad Țepeș, Baia Comunală, cu o rețea suplimentară, un proiect de rețele suplimentare pentru ape pluviale și preluarea acestuia pentru a se transmite în deversorul natural. Așadar, trei stații care sunt previzionate pentru modernizare, iar în toate aceste trei stații va avea loc o înlocuire a conductelor de refulare, atât pentru stația de pompare ape uzate 1, cât și 3, cât și 4, o investiție estimată la 1.667.000 de lei. Astfel că iată, cinci proiecte propuse pentru infrastructura de apă și canal se ridică la o sumă de circa 3.500.000 de lei. Aceste lucrări vor veni în perioada următoare, sunt propuse a fi finanțate din împrumut, au fost aprobate în Consiliul Local, la fel cum ieri în Consiliul Local a mai fost aprobat un obiectiv important pe care l-am promis, l-am propus și iată că s-a terminat faza de proiectare și am supus aprobării Consiliului Local reabilitarea străzii Smirodava, modernizarea rețelelor existente. Un proiect așteptat de un întreg cartier de mult timp, acum a fost finalizat, așa cum am zis, etapa de proiectare, s-au obținut toate avizele, iar începând din acest moment se va lansa procedura de achiziție pentru aceste lucrări. Sunt făcute în această zonă zona de la Tineretului până la Cea Rosetei este lotul 1, de la Cea Rosetei până la Ecaterina Teodoroiu 2, de la Ecaterina Teodoroiu la Gloriei 3 și de până la Republicii al 4-lea tronson. Am propus astfel și finanțarea acestui obiectiv pentru a se putea începe lucrările cât mai repede. Aici vor avea lucrări în toate aceste zone, vor fi lucrări importante, mă refer la amenajarea de locuri de parcare, circa 70 de locuri noi de parcare amenajate. Vorbim de o nouă rețea de distribuție a apei care va fi atât pe trotuarul din stânga cât și pe trotuarul din dreapta pe tot acest tronson, la fel cum vor exista și canalizații, infrastructură pentru partea de curenți tari și slabi de-a lungul întregii străzi, tocmai pentru a putea face o dezvoltare sustenabilă și cu impact cât mai mic în zona respectivă și pentru a coborî tot ceea ce înseamnă cabluri de pe stâlpi în zonele subterane.
Astfel că după finalizarea procedurii de achiziție, în acest an sperăm să putem da ordin de începere, iar până anul viitor să fie finalizată întreaga lucrare. Vorbim de reabilitarea străzii Smirodava. Un obiectiv important în roman e vorba de semnarea contractului și urmare a finalizării procedurii pentru rezervorul de 5.000 de metri cubi care se află în zona autogării. Așa cum știți, un proiect finanțat prin Programul Național Angel Saligny este acum intrat în faza de execuție. Iată că după mai multe eforturi reușim să dăm în săptămâna viitoare ordinul de începere și predarea amplasamentului pentru această lucrare importantă, care vine să completeze lucrările pe care noi le-am început în zonă de modernizare și de sectorizare. Așa cum bine știți, în zona Mihai Viteazu am avut lucrări importante în acest domeniu al infrastructurii apei și acum vom continua cu reabilitarea rezervorului, care va cuprinde, pe lângă înlocuirea echipamentelor vechi și deteriorate și cu modernizarea infrastructurii aferente, executarea lucrărilor de izolație termică, hidroizolații și alte astfel de lucrări care vin să creeze, așa cum am spus, o rezervă sigură de 5.000 de metri cubi de apă pentru municipiul Roman. Așadar, de săptămâna viitoare va fi dat ordinul de începere. Contractul este pe o perioadă de 2 ani, dar targetul nostru și speranța este să-l terminăm în maxim un an, dacă toate lucrurile și inclusiv finanțarea va funcționa într-un mod liniar și constant. E o asociere de firme, Iași, București, ceva sunt un consorțiu. Așa. Am să trec mai departe și am să mă refer la un obiectiv pe care l-am mai prezentat, un obiectiv foarte important pentru municipiul Roman. E vorba de proiectul Centru Multicultural Unirea și pentru că au fost anumite discuții atât în spațiu public cât și între cetățeni, aș vrea să clarific unele aspecte și să spun foarte clar că da, așa este, proiectul a început, s-a dat ordin de începere pentru acest proiect, deja se lucrează la infrastructura de preluare a apelor pluviale, la partea de gaigere și astfel de utilități, urmând să se intervină etapizat și la cealaltă parte de infrastructură. Și vreau să spun foarte clar că acolo, în acel loc, așa cum prevede și schița proiectului pe care vă prezint în acest moment, și avem aici în zonă alb, este Centrul Multicultural Unirea. Alături vedeți că este locul de joacă, actualul locul de joacă și viitorul loc de joacă, astfel că trebuie să știe toată lumea că în acel loc va fi cel mai modern loc de joacă din municipiul Roman, în zona centrală, complet nou și modernizat. În acest moment, evident că este o etapă intermediară, e vorba de organizare de șantier în acea zonă și evident că lucrurile acelea vechi vor dispărea, că vor fi într-un contrast total cu ceea ce va fi în zonă. Iar prin acest proiect, așa cum am mai spus, vor fi reabilitate o suprafață de 1.387 metri pătrați de suprafață carosabilă, 1.570 metri pătrați suprafață parcare ecologică. Vor fi create 95 de locuri de parcare ecologice. Suprafața spațiului verde amenajat este de 400 de metri pătrați, iar trotuarele vor avea o suprafață de 578 de metri pătrați, conform proiectului stabilit și aprobat la finanțare. Așadar,
trebuie să spun acest lucru, am considerat că este oportun și normal să informăm și să spunem foarte clar, pentru că locatarii au văzut că se lucrează acolo, că se desfac locurile de joacă vechi și atunci trebuie să explicăm exact ce se va întâmpla. Sigur, vor mai fi câteva lucruri noi cu care locatarii vor trebui să se obișnuiască după ce se va amenaja întreaga infrastructură. Va fi un sens unic, în sensul că nu se va mai putea intra în acea zonă din zona Bogdan Dragoș, ci va fi doar descărcarea în zona Bogdan Dragoș, pentru că așa a fost aprobat de către Comisia de Circulație și Proiectanți, pentru a se încadra în normativele actuale. Dar acestea vor fi prezentate și vor fi informați din nou toți cei din zona riverană și nu numai, pentru a ști exact. Bineînțeles, vor fi și indicatoare rutiere în acest sens, dar cred că cel mai important lucru este să confirmăm și să știe toată lumea că acolo va fi sau va rămâne un părculeț, dar acesta va fi complet nou și va arăta într-o cu tot o altă formă. Suntem în acest moment în derulare cu mai multe lucrări pe care le avem în diverse zone ale orașului și aș începe cu o lucrare pe care deja o știm și o urmărim de ceva vreme. Este vorba de amenajarea străzii Dumbrava Roșie și Scoarul Republicii, acolo unde în acest moment sunt în desfășurare lucrări de intervenție care prevăd zone de pavaj, sunt prevăzute 614 metri pătrați de pavaj, 461 de metri liniari de bordură mare, 122 de metri de bordură mică și amenajarea a circa 37 de locuri de parcare, atât în zona policlinicii, cât și în zona scoarului de ieșire în Bulevardul Republicii. Am discutat cu Departamentul de Investiții și cu riveranii din zona Dumbrava Roșii, partea care a fost, să zicem, modernizată sau asfaltată anul trecut și vom interveni cu amenajarea trotuarelor și în acea zonă care ține de la Tineretului spre Bulevardul Roman Mușat, care e acea zonă stradă închisă, dar care a avut doar asfaltare anul trecut, iar în acest an vom interveni și vom repara și trotuarele în acea zonă, în completare la această lucrare de care am vorbit, lucrare care se află în acest moment în derulare. O altă lucrare care este în acest moment a primit ordin de începere și este o continuare a zonei, așa cum știți, am amenajat zona de acces în pietonalul Ștefan cel Mare, acum în zona care a rămas după intervenția de anul trecut, în zona Bisericii Armenești, se intervine în zona Străzii Libertății cu amenajare de parcări ecologice, vor fi amenajate un număr de 14 parcări ecologice în zona blocului 8, 10, 12 și totodată borduri mari 246 de metri liniari, borduri mici 90 de metri, suprafață de pavaj 205 metri, suprafață de parcare ecologică 176 de metri pătrați, o lucrare aflată în desfășurare și într-o zonă centrală a orașului care completează lucrările pe care, așa cum spun, le-am început anul trecut și le continuăm și în această perioadă pentru a finaliza întreg arealul. O altă lucrare pe care o avem în desfășurare în acest moment este cea din zona Suceava, Miron Costin, în zona Tic-Tac, în spatele acelei zone, Tic-Tac, cum o numim noi. E o intervenție de amenajare a locurilor de parcare și de intervenții la aleile dintre blocuri. Se lucrează aici, deja s-a conturat o primă zonă de parcare, urmează și o zonă adiacentă, după care vor fi făcute și intervenții cu asfalt și reparații la alei în acea zonă Suceava-Miron Costin.
Iar o altă lucrare pe care am avut-o în derulare și care în acest moment s-a finalizat, o frumoasă parcare care e finalizată cu 23 de locuri în strada Victor Hugo, în proximitatea Bisericii de Lemn, din cartierul favorit, a fost finalizată, asfaltată, trasată, iar de începând de săptămâna viitoare vor fi demarate procedurile pentru închirierea celor 23 de locuri de parcare nou amenajate în această zonă. Sigur, așa cum am spus, vor fi și alte zone care vor intra atât în etapa de reparații, ale reamenajări și amenajări de noi locuri de parcare în perioada imediat următoare. Iar pentru că în acest moment sau această perioadă a anului avem mai multe etape sau perioade de timp caniculare. Așa cum știți, pentru perioadele de caniculă au fost stabilite în cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență anumite măsuri. De aceea doresc să transmit și prin intermediul dumneavoastră care sunt aceste măsuri întreprinse de Primăria Municipiului Roman în perioada caniculară și e vorba de perioada când se emis codul galben sau codul portocaliu, măsuri care sunt stabilite conform hotărârii numărul 4 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență din data de 7-7-2023. Au fost înființate 4 puncte de prim ajutor și distribuție a apei potabile în farmacia Higiea, farmacia Stejara, farmacia Aruncus și dispensarul medical numărul 1. Alte puncte au fost și în zonele centrelor, în centrele de permanență din strada Bogdan Dragoș, strada Anton Pan și gara. Au fost stabilite două puncte distincte pentru distribuția apei la Primăria Roman și în piața centrală. Au fost transmise către populație recomandări privind protecția pe timpul perioadelor caniculare. Pentru scăderea disconfortului tehnic, au fost studate principalele artere rutiere din municipiu. Au fost identificate de către Direcția de Asistență Socială persoanele care prezintă risc crescut și de evoluția stării de boală în perioadele caniculare. Vorbim aici de persoanele vârstnice, persoanele greu deplasabile sau nedeplasabile. Toate aceste lucruri au fost stabilite în ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgență și au fost transmise fiecare persoane responsabile, coordonatoare de activități în acest domeniu. Eu vă mulțumesc dacă dumneavoastră aveți întrebări. Da. De fiecare dată. Domnule primar, ce se întâmplă cu repartizarea la blocul ANL privind specialiștii în sănătate? Pentru că știm că a apărut acea listă cu Da, repartizările da, da, vă și spun, cred pentru că că. a trecut deja jumătate, mai bine de Da, jumătate de pentru an de atunci. că pentru a se putea face procesul verbal de recepție finală, trebuia convocată comisia cu reprezentanții Inspectoratului în construcția Agenției Naționale pentru Locuințe, care a fost programată pe data de 18 luna aceasta. În urmă, au fost demersuri pentru plătirea tuturor taxelor, către inspecție, calcul, foarte multe documentații premergătoare, urmare a finalizării tuturor nu investiției și a utilităților pentru acest obiectiv. Au trebuit finalizate pentru fiecare apartament în parte, branșamentul la gaz, branșamentul la lumină, contorul de apă, absolut totul trebuia să fie fezabil. După toate aceste demersuri, au urmat procedurile de pregătire a recepției. Ea a fost programată după ce s-au finalizat, s-au primit fiecare, au trimis reprezentanții. Au fost adresă către ISC, adresă către autoritatea X, către autoritatea X pe Y pentru a desemna persoana responsabilă în comisie, după care data pentru recepție a fost stabilită 18 iulie. S-a întâlnit comisia în data de 18 iulie, când în urma analizei la fața locului au fost semnalate câteva neconformități și atunci a fost reprogramată
recepția pentru o dată ulterioară. E un interval de 30 de zile. În acest interval sunt intervenții pentru că a fost semnalată o gresie spartă, o fereastră crăpată. Iar toate aceste lucruri au fost consemnate de către comisia de recepție, trebuie să remediate de către constructori, iar când acestea sunt remediate, se convoacă din nou comisia, pentru că acest proces verbal de predare-primire este de fapt o formalitate, de el va fi transferat administratorului care va fi SECE Municipal Locato, iar evident că nu poate face intervenție, nu are dreptul și nici legal să facă locatul aceste intervenții. De aceea așteptăm din moment în moment să se reconvoace această comisie pentru a finaliza procesul verbal și a se face transferul către primărie, după care pot fi și distribuite. Cât estimați că va mai dura până la distribuirea? Deci este maxim 30 de zile termenul de remediere. În funcție de cât de repede se remediază aceste deficiențe, se reconvoacă comisia în termen de 5 zile, ea vor reveni, vor constata și în urma acestor. Doar că acum e și perioada concediilor, când e unul plecat, când e altul plecat. Dar noi sperăm să ne mișcăm cât mai repede. Foarte mult durează aceste procese de verificare, de recepție, de conformitate, de întâlnire și de luare a vizelor de la toate. Câte sperăm locuințe că... erau și câți 20. Beneficiari pe 20. Acele... Deci sunt ocupate, ei au să fost spunem, exact, au fost câteva dosare respinse de către comisie, dar cele care au fost conforme au fost 20, exact 20 de locuri. Bine, vreau să vă întreb despre o anumită chestiune și dacă eu greșesc, vă rog să mă contraziceți. A fost întocmit un PMUD, un plan de mobilitate urbană durabilă, la nivelul municipiului Roman, cred că în anul 2021, de asta spun. Da. Așa. Și înțeleg că în acest plan, întocmit cu fonduri europene, nu? Nu. Sau cum a fost? Nu, a fost întocmit de către... Deci da, da. Administrația locală da. A plătit întocmirea acestui și document. Strategia Așa. De dezvoltare și alte documente care stau la baza planului de dezvoltare al municipiului. Ok, și acolo strada Smirodava era, mă rog, în plan să fie să devină cu sens unic în paralel cu strada Bogdan Dragoș, ieșire și intrare, mă rog, nu știu cum. În planul de mobilitate urbană sunt stabilite principalele direcții de dezvoltare, dar acestea nu sunt niciodată cele, adică a fost o previziune la momentul respectiv. Orice și o strategie pe care noi acum o adaptăm și o adaptăm și o transformăm în funcție de ghidurile PNRR, ghidurile PR, programului regional care urmează, care au alte condiționalități, unde trebuie să venim cu un SIDU, cu o strategie integrată de dezvoltare, trebuie să venim cu alte instrumente noi care nu au fost prevăzute la acel moment și stabilește o metodologie nouă de prioritizare a obiectivelor. Ei, în acest fel va intra și planul de mobilitate urbană. El a fost gândit la acel moment, sunt anumite lucruri sau anumite trasee sau anumite culoare care au fost gândite la acel moment, gândite, prioritizate într-un fel, dar pe măsură a apariției unor ghiduri noi de finanțare, a unor viziuni noi, a unor noi investiții, se pot transforma, modifica și reprioritiza. Nu este neapărat 100%. Este un instrument de lucru, evident, care a fost stabilit la acel moment, e un cadru general pe care noi, în principal, trebuie să-l respectăm și investițiile să le dirijăm în funcție de acea prioritizare. Dar atât timp cât apar priorități noi sau viziuni noi sau dezvoltări noi și aceste planuri, strategii și metodologii pot fi schimbate. Pot fi schimbate. Că nu e ca o literă de lege. Nu e literă, normal că nu e literă da. De lege. Este absolut normal asta să fie așa, întreb. Pentru că, evident, legislația, finanțările, prioritățile se schimbă în timp sau se pot schimba uneori foarte repede. Deci, de aceea, acest plan poate fi modificat oricând în poate cazul fi modificat în care apar prin acela, noi și absolut, proiecte noi. Pentru că noi am gândit un anumit culoar ciclabil sau am gândit un anumit traseu pentru mijloacele de transport. S-ar putea să identificăm o altă soluție sau o anumită dezvoltare zonală să te împiedice să faci ceva sau să-ți permită să faci altceva. Și atunci aceste planuri și aceste strategii se adaptează. Inclusiv în acest moment suntem în etapa de pregătire și de modernizare, de modificare a strategiei de dezvoltare a municipiului Roman, având în vedere
o prioritate care urmează să fie pusă în aplicare sau ghidul urmează să fie scoasă, prioritatea 7 în viitorul program regional care prevede o investiție și un proiect integrat de dezvoltare pentru administrațiile publice locale, care poate ajunge la 7.000 de euro, dar care trebuie să aibă definit administrația publică locală un astfel de obiectiv foarte bine definit și punctat în strategie. Faptul că nu l-am avut până acum și nu știam că se poate finanța un astfel de obiectiv, acum ne pune deci în față. Deci spuneți că vă ajută totuși acest plan, că îl aveți și evident, în anumite este cazuri se poate schimba, de, nu, în altele îl hai puteți să vă mai spun ceva, la... este un instrument obligatoriu pentru fundamentarea și punctarea anumitor proiecte. Deci pentru proiecte de mobilitate nu poți accesa piste. De exemplu, noi am semnat primul inel ciclabil din municipiul Roma, Bulevardul Republicii, Primăverii, Mihai Viteazu, Roman Mușat. Da? Când am depus acest proiect, condiționalitatea ghidului era să existe planul de mobilitate avizat, iar acest proiect să facă parte din proiectele prioritizate în planul și de mobilitate. Deja, și evident, așa, a fost obligatoriu. Dacă noi mâine înlocuim sau considerăm că este altul mai prioritar sau altul nu mai e de prioritate sau mai introducem unul nou, îl facem prin actualizarea documentației. Bun, v-am întrebat, evident, în contextul aprobării devizului pentru modernizare a străzii Smirodava. Deci, această stradă va rămâne cu două sensuri, cu două sensuri de da. Circulație și nu cum era în PMUD-ul din 2021. Nu vă ascund că în urma discuțiilor și tot în cadrul PMUD-ului și a investiției pe Smirodava, se gândește un culoar ciclabil care să vină exact din zona Punții, să treacă prin Vasile Lupu, din Vasile Lupu să ajungă în Cea Rosetti la școala 1 pe zona cu interzis accesului traficului rutier, să meargă în continuare pe Cea Rosetti, să se descarce în sens unic Mihai Eminescu și să ajungă în sensul giratoriu de la Republicii cu Primăverii, ca să unească inelul ciclabil pe care noi deja îl avem. Sunt lucruri care se discută și se nasc pe această propunere, aceasta va fi una din propuneri ce va fi discutată și va fi analizată pentru o viitoare upgradare a PMUD-ului, de exemplu, ca idee. Bine. Nu știți să-mi spuneți cât a costat acest document, nu? Atunci. Nu mi-aduc în acest moment. O să revenim dacă este cazul. Puteți să ne faceți o solicitare, vă răspundem exact, trebuie văzut în arhivă. Exact. Sigur, mulțumesc. Voiam să vă întreb de ce anul acesta la centrul Casa Fluturașilor tot 60 de locuri sunt disponibile, deși știm că centrul, când a fost deschis anul trecut, ați declarat și dumneavoastră, are o disponibilitate de 90 de locuri. Are o capacitate. Capacitate, mă rog. Capacitate. Ca să ai disponibilitate, trebuie să ai și suficient personal de deservire pentru a-l putea funcționaliza la maxim, la capacitatea maximă. Așa cum știți, noi am trecut dintr-o perioadă în care a fost mutat într-o zonă în care a avut un număr mai mic de beneficiari. A fost ulterior transferat după finalizarea proiectului. S-a trecut de la o etapă intermediară de la 40 de locuri la 60 de locuri, dar ca să ajungem la 90 de locuri, vă dați seama că ar trebui să facem un salt foarte mare și la partea de angajări de personal, care ar însemna... Dar câți angajați ar trebui să fie și cât sunt în acest moment? Adică să ne dăm seama care e diferența, de care normal este lipsa. Că în principiu, așa cum prevede organigrama care are atât locurile vacante cât și locurile ocupate, ar asigura o funcționare la nivel, la capacitatea aproape de maxim. Având în vedere cele două componente, prima dată că în acest moment sunt, să zicem, blocate posturile și nu se pot face angajări, acesta este un aspect, iar în al doilea rând e vorba de finanțare, pentru că orice acest centru este finanțat din bugetul local și prin transferuri funcție de repartizarea sumelor pentru acest serviciu. În momentul când sumele care le ai la dispoziție sunt la o anumită limită, evident că nu poți să mergi mai mult de această limită. Ar trebui sume suplimentare, ca peste tot de altfel. Vedeți că și sistemul acesta de centre de
pentru copii sau sistemul medical în general este subdimensionat din punct de vedere și nu este subdimensionat că vrea cineva să-l subdimensioneze. Asta este dimensiunea sau asta este valoarea pe care, de care dispune, bugetul de care dispune acea și nu mai ai de unde să asiguri. Vă dați seama, dacă ți-ar trebui în toate unitățile medicale, nu depășesc, să zicem, undeva la 70% numărul de gradul de încărcare pe organigrame. Vă dați seama ce a însemnat, unde peste 80% înseamnă cheltuieli de personal. Ca să asiguri 100% din necesar, trebuie să foarte mulți bani. Aceștia nu vin prin servicii, adică tarifele sunt scăzute, bugetele asigură foarte puțin aceste finanțări. Și atunci este ca trebuie să te descurci cu să te încadrezi în sumele pe care le ai. V-am întrebat pentru că anul trecut știu sigur că au rămas câțiva părinți pe din afară. Deci, Nu, o să știți probabil că că în, nevoie op, există, dar au rămas. știu sigur, Au adică rămas nu. câțiva, să știți că s-au mai retras și au revenit după aceea, între timp. Au fost unii care s-au retras și au revenit Deci a funcționat cu mai alții. mult de 60 de copii? Nu, nu, nu. Păi Din eu cei la asta mă 60, refer. din cei Peste cei 60, 60 au între fost timp, părinți care au rămas pe din afară și știu sigur asta. sunt convins că au rămas. Vă dați seama că solicitările sunt foarte multe la nivelul român. De aceea și pentru noi a fost o prioritate construirea unei noi creșe. Sperăm ca în cursul acestui an să înceapă lucrările. Sunt 110 locuri într-o creșă nouă care va veni să rezolve și această problemă la nivelul municipiului Roman, care a rămas nerezolvată în decursul timpului și de aceea aceasta este ceea ce putem noi să finanțăm și să susținem în acest moment. Și evident, cred eu că după funcționarea și a acestei unități de antepreșcolari, în mare parte problema va fi asigurată. Dar sunt convins că nici aceasta nu e de ajuns, dar vom vedea pe parcurs care vor fi solicitările. Pentru obiectivul de la bazar, când aveți semnale că se va... Este predat amplasamentul, se Așa. obțin autorizațiile, avizele. Și imediat ce este autorizația obținută, se Cum va pot începe. funcționa? În administrarea dumneavoastră sau sub Nu, aripa va Ministerului funcționa, Educației? da, Ah, sub ok. tutela unui centru școlar bugetar. Am înțeles. În ultimă instanță, deși nu vă privește în mod direct, adică nu privește administrația locală în mod direct, dar este o problemă cu care se pot confrunta cetățenii din municipiul Roman, am văzut că pe 7 luna aceasta stația de depurare a fost vizitată de Garda de Mediu, comisariatul de la Neamț și că s-a constatat că funcționează fără autorizație de mediu și, mă rog, s-au constatat anumite abateri, cum că ar fi deversat angajații acestei stații ape neepurate sau epurate parțial în Siret. Acum, eu vă întreb pe dumneavoastră ce părere aveți, pentru că sunt cetățeni care locuiesc în acea zonă, la Romașcani de-ai noștri, și care ar putea fi afectați. Cu siguranță sunt oameni care, dacă locuiesc la case, au fântâni, se folosesc de aceste fântâni, sunt copii care consumă apă și cum vedeți această situație? Adică e un document oficial. De ce să Cred facă că apa servă așa ceva? nu am toate detaliile ca să vă pot spune cu exactitate cum e situația, dar cred că problema la care vă referiți e vorba, se referă la deversarea în râu a apei într-o concentrație nepermisă. Acum, evident că dacă se constată A unor acest lucru, reziduri, până la urmă, dacă după se constată procesul. acest lucru, impactul este de-a lungul cursului, adică impactează și zona locală de aici, de la Roman, dar impactează și zona din aval, care nu este neapărat din arondismentul nostru. Este o problemă, clar este o problemă de mediu și o problemă de funcționare. Totodată trebuie să știm și a spus și dumneavoastră foarte clar, este exclusiv responsabilitatea operatorului. Atât operaționalizarea, cât și autorizarea funcționării și cât și modul în care se gestionează această stație de epurare. Dacă se constată de către autorități care știu că au fost și au făcut anumite verificări, că au fost neconformități sau că nu s-au respectat proceduri sau avize, asta este. Fiecare trebuie să-și asume ceea ce face.
Vom vedea exact care e rezultatul acestor verificări, dar, repet, doar ca și părere personală, orice astfel de deversare necontrolată, neavizată și neconformă are impact asupra mediului, așa cum spuneați, poate avea impact și asupra romașcanilor din acea zonă. De aceea, cred eu că și am înțeles că autoritățile responsabile au fost operative, au intervenit într-un timp foarte scurt, fac anumite verificări, așteptăm și noi să vedem exact care este situația. Și sigur, ei vor ști care sunt procedurile și măsurile mai departe. Și eu vă mulțumesc. Vă rog. Să ne întoarcem un pic la subiectul apă. Conform legislației, spuneați dumneavoastră de mai multe ori și știu și noi, votul romanului, să spun, pe șleau, nu prea contează, nu? Adică nu se ia la număr de locuitori, să zicem că suntem acționari, un anumit număr de acțiuni, că suntem oraș. E un vot. Iar dacă ceilalți votează pentru, votul romanului cu hotărâre sau fără hotărâre Consiliului Local. Exact acest lucru l-am spus de mai multe ori. Spuneați că faceți o modificare, propuneți în regulament, adică să se ia după număr de locuitori și abonați care plătesc serviciile pentru a avea un impact major asupra deciziilor în Consiliul de Administrație ale lor. Așa? Aveți perfectă dreptate și așa este. În forul care aprobă planul de tarifare, vorbim aici de adunarea generală ADIACUA, votul fiecărei unități administrativ-teritoriale este egal, astfel încât că o majoritate, indiferent cum e, stabilește ce se face mai departe. Ca de fiecare dată, repet, am fost împotriva majorărilor acestor tarife, dar de fiecare dată aceste tarife au venit peste noi, fără voia noastră. Revenind la ceea ce ați spus cu demersurile pe care le-am făcut, am făcut aceste două demersuri, inclusiv modificarea a ceea ce spuneți acestui statut și mod de funcționare și totodată modificarea modului de utilizare a redevenței. Amândouă aceste solicitări s-au izbit de un zid, nu au fost nici măcar aduse în discuție, nici măcar n-am primit nici măcar un răspuns, adică este un total, zic eu, aș zice, dispreț și lipsă de colaborare. Bun, poate sunt anumite lucruri formulate într-un anumit mod, poate nu sunt neapărat conforme în forma în care le-am spus, dar e vorba de anumite principii pe care noi dorim să le implementăm și care să fie corecte și care să aducă un plus în activitatea și în calitatea serviciului. Doar noi asta ne dorim. Nu am. Exact, să fie corect. Pentru că ce se întâmplă? Ne uităm foarte atent la faptul că romașcanii, autoritățile, toți contractanții din zonă plătesc la timp serviciul furnizat, adică cel de apă și canal. Dar înapoi nu primește absolut nimic. Adică nici măcar partea de investiții, nici măcar furnizarea în regim continuu a apei. Mai mult, cred că avem, nu aș vrea să, nu mai știu câte somații avem, pe problema din Alea Revoluției, care este de asta iarnă, deci e mai bine de jumătate de an, de când solicităm intervenția. Ba că nu au fost bani, ba că nu a fost proiect, ba că nu a fost procedură, când a fost procedură, începe mâine, începe poimâine, iată că deja nu mai știm ce să spunem oamenilor, ne-am săturat de câte și câte somații am făcut pe toate aceste intervenții. Dar acolo sunt anumite lucruri care, să zicem, nu sunt neapărat de forță majoră, dar acolo este o forță majoră, că e și pericol. Acolo trece mașina care colectează gunoiul și este o mașină de tonaj mare, iar groapa aia se poate surpa în orice moment, poate exista un pericol iminent. Iarăși, nu. Sunt câteva sute de mii de lei, adică e vorba de 50 de metri liniar de conductă de canalizare. Vorbim libertății. Canalul care la fel stă de câteva săptămâni da, adică nu e posibil să nu ai pe stoc două, trei cămine, două, trei capace de cămin pentru intervenții urgente. Adică astea sunt trebuiesc mereu. Adică mereu să năruie un cămin. La adresa serviciilor prestate de dumnealor persistă
Rămașcanii trebuie să înțeleagă concluziile a lor sutrageți, indiferent dacă noastră vă opuneți, prețul tot se va majora dacă se votează. Dacă se votează, eu sunt, chiar sunt curios să vedem cum vor aborda și ceilalți colegi acest principial, așa este. Noi putem să mergem cu, cum se zice, cu dreptatea în mână, faptul că nu suntem de acord, dar în final, decizia finală să fie de majorare, majorare care pe principiul solidarității, așa cum funcționează, se aplică tuturor beneficiarilor și, din păcate, va fi o creștere cu 22% la apă. Vă mulțumesc. La Cinema Unirea, vă rog să prelungiți un pic comentariul dumneavoastră legat de lucrări. Referitor la interior, când vor începe? Pentru că am observat în exterior, vom ajunge cumva invers. Când termină dumneavoastră să amenajeze exteriorul, vor veni ceilalți să pună schelele să facă termoizolația și vor distruge ce au făcut. Adică n-ar trebui lucrat un pic în paralel? Sau nu, vor, s-a stabilit, se va interveni în prima etapă, doar că fiind contractanți diferiți, nu sunt, să zicem, milimetric, cum să zic eu, sincronizați. Pentru că un ofertant, adică o companie lucrează într-o zonă, o companie lucrează sau o asociere într-o zonă, o asociere într-o zonă, dar solicitarea noastră a fost de a interveni și ei rapid cu partea de demolare, de capare și de transport de acolo, pentru a nu se, adică unul să facă și altul să strice. Evident că deci, și de a solicitarea a fost să intervină cât mai rapid în ceea ce se poate face exterior în perioada caldă, pentru că știți cum e toamna, dacă vine e mai capricios ca anul timp, plouă și mai ușor de lucrat în interior și atunci prioritatea ar fi termosistemul, hidroizolația, partea de exterior, după care se poate intra liniștit la... Dar dirigintele de șantier, responsabilul de proiect de la noi, au ținut legătura, s-au întâlnit împreună și cu proiectanții, că fiecare lot are și proiectant diferit. Unul are un proiectant, unul are un proiectant, executant. Și împreună trebuie să-i sincronizăm cât mai bine. Ați văzut o campanie de amenajare în o zonă din oraș, ați citat dumneavoastră în privința parcărilor, la Biserica Armenească, la Biserica de Lemn. Rămașcanii întreabă de un loc care stă și ar putea fi amenajat în colosul lor, în față la cimitirul Eternitatea. Este acolo un scuar verde. Da. Și ar fi foarte util în zilele de sărbătoare, mai ales, pietrișul ăla măcar amenajat, cu bordurare, cu da. Aveți intenția acolo să haideți să vă, parcare, haideți să ce? Vă spun ce, care a fost, care este gândirea în acest moment și de ce mai stăm în analiză cu intervenția sau modul în care intervenim acolo. În urma demarării investiției de la fost autogar, să-i spunem, s-a generat o problemă, adică problema existării unui peron sau posibilității de a... Exact. În acest moment, direcția de investiții are în analiză un studiu de prefezabilitate privind posibilitatea amplasării unor peroane în proximitatea liniei ferate de la gară spre semafor. Dacă am putea proiecta acolo o mini-autogară. O altă variantă a fost această zonă de la cimitir, unde ar fi fost o zonă tampon sau o zonă în care am fi putut amenaja peroane pentru această activitate. Dar evident că ne-am lovit atât de persoanele din zonă, locatarii din acea zonă, de administratorii cimitirului care ne-au spus că nu e neapărat indicat să facem acolo o astfel de... De aceea nu am intervenit să facem o investiție sau o amenajare acolo cu gândul așteptăm să vedem care este soluția propusă de proiectant, dacă avem și voie, dacă dimensiunea de acolo, distanța față de linii ne permite să amenajăm câteva peroane pentru o autogară, după care putem să decidem da, mai departe. Unii părculețul CFR acolo? Da, unii părculețul CFR. Aha, da. Deci, bine, ne-am gândit dacă am fi... Să intre mașinele, ar avea un speak, după aia iesă și să duc mai departe în sens. Următorul semafor. Da, asta e ideea. Dar acum trebuie să vedem exact cât permite zona.
În momentul de față a apărut o legislație prin care, printr-o procedură nu neapărat foarte simplă, dar e permisă transferul anumitor terenuri din administrarea, din proprietatea SNCFR către administrațiile publice locale, pentru că sunt altfel de terenuri în foarte multe localități care sunt chiar prin zone centrale ale orașelor și nu sunt administrate conform. Și atunci, domnule, dă-le administrației publice locale să administreze sau să facă anumite lucruri care nu au impact sau nu impactează în desfășurarea activității. Noi încercăm să găsim o astfel de soluție care să nu impacteze în activitatea transportului feroviar, dar să putem amenaja un astfel de peron în acea zonă. Și atunci aici vom lăsa o parcare. Da. Mi-amintesc că un eveniment foarte frumos, tradițional, care ne determina să mergem la o inaugurare zilele astea, bălciu tradițional, țineți minte, mergeam frumos și inauguram cu consilierii locali. Întrebarea mea este, bineînțeles că nu se mai face anul acesta, dar intenționat identificarea unui loc pentru ca tradiția să continue, să-l amenajați cu pod de transformare, cu un loc, deci să fie special destinat unde să fie continuată această tradiție, sau Bălciu va fi șters din istoria municipiului de acum încolo? Nu, nici de cum nu mi-am dorit să zic, sau să ștergem din memorie o aniversare. Ideea a fost de, știți cum e, trecând de la etapă la etapă, sunt lucruri care, într-o anumită formă, erau într-o anumită perioadă, într-o anumită formă ar trebui să fie în altă perioadă. Am considerat că pentru a aniversa această zi a Romanului, 6 august, cum era în decursul timpului, ar fi binevenită sărbătoarea împreună cu Ziua Diasporei. Și am spus acest lucru și de aceea mi-am dorit ca și în anii anteriori să existe un eveniment care ar fi putut fi organizat într-un parteneriat în care bugetul local să vină cu o sumă foarte mică, să nu mai fie organizatorul și cel care se ocupă, să fie partener în acest eveniment de care se bucure evident că romașcanii. În acest an nu am primit avizul Consiliului Local, drept pentru care nu vom putea fi parteneri în acest eveniment care l-am numit noi Zilele Diasporii și care ar fi urmat să se desfășoare în perioada 4-5 august la Roman, în parcarea Value Center. Din ce am înțeles, evenimentul va avea loc într-o formă aproximativă, deci nu va mai fi chiar ceea ce și-ar fi dorit atunci când veneam și noi cu o anumită contribuție. El va fi organizat de către cei doi parteneri și va avea loc în aceeași perioadă a anului. Eu sper ca romașcanii să beneficieze de această sărbătoare, chiar dacă primăria nu este partener. Până la urmă, mă bucur că, iată, sunt organizatori care mențin în continuare și fac posibilă organizarea unui astfel de eveniment. Și pentru anii viitori, noi ne gândim să rămână totuși, să menținem Festivalul Diaspora, pentru că în această perioadă este perioada de vârf în care se întorc acasă foarte mulți din familie. Și ar trebui să găsim o înțelegere, adică să devină deja un parteneriat pentru acest eveniment. Adică Bâlciu a fost la perioada acelor ani, a fost un eveniment care era gustat, era un eveniment de cea mai înaltă ținută într-o comună, poate într-un oraș, dar acum, vedeți, trecem într-o altă zonă de organizare, nu mai putem să facem ceea ce s-a făcut. Mai mult decât atât, știți foarte bine, în zona care era dedicată acestor tipuri de evenimente, dezvoltarea orașului ne-a dus într-o zonă de campus preșcolar și atunci eu cred că este prioritar crearea unor spații pentru creșă, crearea unei grădinițe noi. Sunt priorități, așa cum am zis, partea de educație și partea de sănătate sunt lucruri care trebuie să fie prioritare și de aceea ați văzut infrastructura de educație în marea ei parte intră într-un procese ample de reabilitare.
La fel și în partea de spital, vedeți că sunt foarte multe proiecte care vin, inclusiv acum, ultima ședință, vom avea partea de digitalizare, un nou proiect prin PNRR, pe care vom aplica pentru unitatea medicală. Cam acesta este contextul. Evident că vom încerca să facem în continuare, să menținem tradiția Festivalului Toamnei, care este la fel un eveniment în septembrie-octombrie, în parc, și cam acesta e ceea ce ne-am propus. Ultima întrebare, dacă îmi permiteți, are a plecat de la întrebarea colegii mele cu creșa. Acolo e o chestie, dacă se angajează personal, se mărește numărul de copii care pot fi îngrijiți acolo, dumneavoastră nu puteți. Acum, guvernul ia în calcul o decizie de ștergerea 200.000 de locuri, după cum am văzut noi, de la administrațiile locale, cele care nu sunt ocupate. Dacă în momentul de față aveți locuri neocupate, nu vă afectează anumite servicii? Ați analizat? Nu cred. Dacă guvernul decide ca atare oficial, suntem afectați sau nu? Nu suntem siguri în momentul de față dacă se referă și la administrațiile publice locale. Sau vor rămâne doar administrațiile publice centrale. Sunt discuții în acest moment. În mod normal, dacă mă refer la administrația publică locală, nu văd oportună scoaterea din organigrame acestor locuri, pentru că funcție de situația de moment și de aceste locuri disponibile, poți să iei anumite decizii. Dacă ai sume necesare și poți să dezvolți un serviciu și ai cu ce să-l susții într-un moment, poți face acest demers. Poate că un serviciu are nevoie doar de doi oameni, dar nu știi ce îți va trebui în momentul respectiv. Ei, astfel de locuri pot crea premizele unei activități. Dacă în momentul de față se scot toate locurile vacante, să vă spun că sunt locuri vacante care sunt vacante prin conjunctură, nu știu, s-au pensionat acum, dar urmează să organizez sau sunt posturi unice care sunt vacante și care urmează să aibă organizat concursul. Ei, vă dați seama că dacă s-ar scoate din organigramă aceste posturi, cred eu că s-ar putea bloca activitatea multor instituții. De aceea trebuie foarte multă atenție privind posturile vacante, trebuie făcut o analiză foarte clară la nivelul fiecărui ordonator principal de credite, de a stabili clar care sunt posturile vacante care ar putea fi excluse din organigramă, nu să fie excluse în integrum tot ceea ce este vacant. Pentru că mi se pare o șmecherie. Întâi vii cu decizia cu câteva luni în urmă că se blochează angajările și acum vii cu anul nici nu mai lăsa să angajez și acum mi le ștergi. E un pic colănește. Da, nu vreau să comentez. Da, e complicat pentru unele structuri care au nevoie de angajați. Adică unde, concret, unde ați putea fi afectat? Ați putea, ipotetic, serviciile sociale? Da, oriunde. Și serviciile sociale ar putea afectate. Și partea de serviciu de administrare cu caracter sezonier. Vorbim aici de ștrand, vorbim de spații verzi. Deci sunt lucruri care pentru noi direct ne afectează, dar vorbim aici, nu mai vorbim de partea de, cum am zis, de asistență socială, dar și spitalele intră în aceeași categorie. Deci, iarăși, și aici probleme. Am o scurtă intervenție, vă rog, că nu am vrut să vă întrerup, domnule Clapa, dar dumneavoastră mi-ați adus aminte. De ce trebuie să avem un partener, o firmă de evenimente care să organizeze acest gen de bâlciuri, zilele diasporei? Și de ce vă întreb. Da, o să vă spun și de ce vă întreb. Pentru că, de exemplu, sunt persoane care m-au abordat și mi-am adus aminte, care au spus că această firmă de evenimente, pentru ca acele persoane să desfășoare activități de comerț, nu știu ce, în cadrul acestor evenimente, trebuie să plătească sume foarte mari de bani. Adică firma decide cine vinde acolo, gogoși, băuturi și așa mai departe, și tot firma impune niște taxe. Să vă spun. Vedeți aici, uitați, de exemplu, sunt poate comercianți de industrie. Sunt trei parteneri, da? De exemplu, în situația de fapt. Noi contribuim cu o sumă relativ mică pentru un eveniment foarte mare. Da, ca să înțeleagă și oamenii. Această companie specializată, dar poate fi oricine, poate să... Da, o firmă de evenimente, nici n-am menționat-o. Ce se întâmplă? Înseamnă, se ocupă de tot ce înseamnă organizare. El se ocupă de aducerea anumit infrastructurii de agrement, de infrastructurii de food, de amenajare, de tot ce înseamnă organizarea evenimentului. El se ocupă pentru că
E specialist în noi nu avem decât, suntem contribuabili și beneficiari ai ei. Este transferată întreaga responsabilitate, iar o treime din acest eveniment este susținut de acest organizator. Eu nu am problemă, da, dar să știți că eu nu am problemă dacă este X sau Y. Știu, poate fi abordat, orice astfel de... Cel puțin două astfel de persoane care au spus, doamna, această firmă de evenimente care este parteneră cu primăria, ne-a cerut sume cu... încercăm să, de la eveniment la eveniment, noi le-am cerut să modifice standardul. Mai multe lucruri care le-am dorit. Un anumit tip de prezentare, să aibă anumite tipuri de utilaje pentru distracții, pentru a încerca an de an să... aducem într-o zonă cât mai decentă organizarea evenimentului. Funcție de acest, pentru că să știți că au fost anumite standuri pe care i-am spus, deci vă rog frumos standul ăsta să nu-l mai văd la anul. Pentru că nu mi-a plăcut ce am văzut. Și atunci am zis, nu știu cine e, nu vreau să-l mai văd. Deci vreau să arate în felul ăsta, vreau să fie branduit, vreau să arate frumos, vreau să fie colorat, vreau să fie igienic, vreau să fie în felul ăsta. De-aia s-ar putea anumite lucruri să nu fie tocmai într-o zonă de conformitate. Dar nu comentez acest lucru. Cam așa funcționează acest parteneriat. Pentru că nouă ne revine doar o treime din cheltuială, nu suntem impactați deloc de organizare, este responsabilitatea directă a organizatorului, care vine și cu o sumă de bani pentru organizarea acestui eveniment. Așa funcționează acest parteneriat. Adică noi am încercat să fie reciproc avantajos, iar știți cum, unde sunt mulți, puterea crește. E mai ușor să faci un eveniment în care să contribui mai puțin, să faci un eveniment de amploare. Gândiți-vă că dacă am organizat Primăria Roman, Ziua Diasporei, ar costa 250.000, bani pe care ar trebui să-i pui toți tu, ar trebui să faci evenimentul în centru, și ar trebui 3 zile să oprești circulația, să fii organizator, deci să aloci sumă de 3-4 ori mai mare, să aloci efort foarte mare și să impactezi. Din coace, alocam sumă de 3-4 ori mai mică, nu aveai responsabilitatea organizării și era eveniment de aceeași amploare sau chiar mai mare. Da, deci din punct de vedere al eficienței și al... Că mi se pare este... Trebuie să scoată 15.000 de lei pentru două zile, am auzit. De exemplu, adică, sau peste 10.000. Auziți, sau... au fost e care mult, au venit. Adică nu mai auziți, vine cei care acolo, au venit știți? Și au dat, care au vrut vorba. Să dea, au dat, da. Care nu... Da, nu... El încheie contractele. Da, păi nu, de asta am întrebat, că oamenii sunt, nu știu cum să spun, romașcani de aici, de ai noștri și au spus, doamnă, de ce... Și eu am zis, nu știu de ce, o să întreb și eu de ce este necesară. Da, contractele sunt încheiate direct cu organizatorul, nu cu noi, da. Iar sunt anumite condiționalități pe care le impune să aibă mod de prezentare, anumite avize, anumite lucruri, care poate la noi în Părculeț, în parcul municipal sau în strand, nu sunt obligatorii, dar acolo sunt obligatorii. Sunt anumite standarde, da. Da. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.